Și clopata asta care ies din buzunar. Voi degrabă asamblați cu televizoare la urechi. Dar iarna nu te cărdei pe dânsa în loc de sanii? Dar unde e geanta în care îl porți? Da, salată nu te ia pe ca să stai pe dânsul? Toate aceste întrebări vor trece prin mintea la mulți dintre voi, pentru că astăzi avem un mega smartphone, Lenovo Vibe Z2 Pro. Acest smartphone este interzis persoanelor care nu se pot folosi de telefoane mari și vor ca nimeni să nu poată. Vibe Z2 Pro este într-adevăr un smartphone mai deosebit. Dacă fraza mai mare și mai mult este tot timpul mai bine, e ceva cu care sunteți de acord, atunci puteți să luați în considerare acest model. Deci, prin ce este el atât de interesant? Z2 Pro este al doilea smartphone cu ecran Quad HD după LG G3 și înaintea lui Galaxy Note 4. Doar că e ceva mai mare decât ambele. E dublit cu specificații de top și, în general, tot ce ține de hardware e împins la maxim. Despre un device de 6 inch nu putem vorbi de comoditate sau despre cât de ușor încape în buzunar, dar totuși e plăcut. În afară de Lenovo, niciun producător de phablet-uri nu s-a încumetat să lanseze un model de 6 inch în întregime din aluminiu. Doar cei de la Samsung au mai adăugat o bandă de aluminiu în jurul lui Note 4, în rest cam nimic. Prin textura sa, Lenovo încearcă să accentueze, băi, uite, e metal, uite la toate liniile astea. Este subțire pentru tot ce are el și arată într-adevăr elegant de departe. Iar forma sa cu margini laterale ajută cât de puțin să fie ținut mai ușor în mână. Totuși, dacă privim de mai aproape, placa aceasta care înconjoară camera și este fixată cu șuruburi la vedere arată într-adevăr urât și strică din concept. Iar dacă toți strigau în gura mare că la noul iPhone camera iese prea tare, păi să o vedeți pe asta. Încă un lucru care nu mi-a plăcut au fost butoanele care se clatină, însă toate aceste minusuri au fost lăsate deoparte când am aprins display-ul. Faptul că are margini de numai 3 mm și o rezoluție Quad HD face ca totul să arate într-adevăr frumos, detalizat și plin de contrast. Deși nu am avut acea senzație de wow ca la alte modele cu ecran QHD. Prin opțiunile display-ului, apropo, am găsit unele funcții interesante, ca spre exemplu balanța de culori. Comfort Mode, spre exemplu, îți dă voie să aprinzi telefonul la miez de noapte fără să strici de parcă cineva îți taie ochii. Pe partea de specificații avem full pachet, Snapdragon 801, 3 GB de RAM și 32 de memorie internă, care scuză lipsa unui card microSD. În schimb avem două cartele SIM care au o problemă. Smartphone-ul lucrează pe un singur modul, așa că atunci când vorbiți de pe un SIM, al doilea este inactiv. Revenind la performanțe, nu te aștepți la nimic altceva decât la viteză peste tot, jocuri, multitasking, aplicații, iar jocuri, apoi navigare prin sistem. Noul Lenovo ține piept la toate acestea fără niciun efort. Sistemul, apropo, este unul destul de aglomerat. Interfața de la Lenovo e alcătuită doar din iconițe. Ele, apropo, se înghesuie pe ecran de la prima pornire. Aici avem preinstalate o grămadă de aplicații, toate rețelele de socializare, Power Manager, aplicații de conectare pentru televizor, un pachet de app-uri de la Yandex, straniu sau nu jocuri, dar care poți doar să le testezi. Apropo, așa, for the record, Google urmează să introducă o astfel de opțiune în Play Store curând. Toate acestea m-ar fi iritat dacă nu era un dar. Dacă te enervează tot acest amalgam de widget-uri, iconițe și restul fleacurilor, Lenovo îți spune, băi, poftim, te poți folosi oricând de Android KitKat-ul original. Ăsta probabil e primul smartphone care merge la astfel de compromis. Totuși, la drept vorbind, interfața standard are o mulțime de chestii interesante și utile, ca și la alte modele făcute de Lenovo până acum. Spre exemplu, poți schimba wallpaper-ele direct pe ecran. Poți dezactiva butonul Home când smartphone-ul e în poziție orizontală, asta pentru a nu ieși accidental atunci când ești în vreun joc, spre exemplu. Mai avem și un fel de safe mode asemenea la G3 care se numește Secure Zone și care la fel blochează anumite aplicații. Există și opțiuni pentru a ușura operarea cu ecranul mare. Spre exemplu, printr-un swipe se activează un microecran prin care se poate de navigat cu o singură mână. Încă o problemă a acestui smartphone este că nu ai cum ajunge la butoanele de jos prea ușor. De aceea le poți păstra mereu pe ecran. În general, sunt foarte multe opțiuni mici, dar care le poți folosi atunci când ai nevoie.
În interiorul acestui monstru se ascunde o baterie cât un bostan, 4000 de mAh, care se descurcă tare bine. Pentru un ecran Quad HD atât de mare, cu luminozitatea la maxim, două SIM-uri și o utilizare activă, bateria mi-a oferit până la o zi jumate de utilizare. Dacă mai eram ocupat și cu altceva, ajungeam la aproape două. Pentru orice eventualitate, totuși Lenovo oferă și diferite regimuri de conservare a energiei. Totuși eu nu am ajuns până la ele, pentru că baterie este într-adevăr mare. Camera este un lucru aparte la acest smartphone, și la propriu, și la figurat. Pentru tot ce face ea, sunt gata să îi iert această ieșire exagerată din carcasă. Aici avem 16 megapixeli, un senzor de la Samsung și tocmai 6 lentile care aduc stabilizarea optică. Din exemple, puteți vedea că se descurcă bine mai ales în lumină slabă, iar regimul HDR accentuează extrem de bine culorile. Cea pentru selfie are 5 megapixeli și la fel face o treabă foarte bună. Nu întunecă pozele și acestea au o detalizare bună. Interfața camerei la fel este una bine gândită. Toate informațiile despre cadru sunt arătate live, există un compartiment cu regimuri automate și unul cu regimuri manuale, unde poți schimba totul de la ISO până la diafragmă. Cum s-ar zice, pe toate gusturile. Ce ține de video, uite că aici sunt niște semne de întrebare. Telefonul nu îmi permitea să filmez în 4K, nu știu din ce motive. Sunetul este asigurat de un singur speaker care se află la capătul telefonului și care se aude bine la toate frecvențele. Pentru final pot spune că da, și normal că e al naibii de mare. Adică serios, eu am avut o tabletă de 7 inci, dar ăsta e smartphone și are 6. Îl poți folosi cu doar două mâini și senzația că îl scapi jos nu te părăsește niciodată. Totuși, nu toți sunt ca mine. Există oameni care sunt deprinși să folosească phablet-uri, iar pentru un phablet, Vibe Z2 Pro merită un loc de frunte. Are margini foarte subțiri, la fel și carcasa nu e tare groasă pentru astfel de dimensiuni. Înăuntru găsim specificații de top și o mulțime de chestii interesante în sistem. Lenovo nu a uitat nici de baterie și nici de cei care își folosesc smartphone-ul pe post de aparat foto. Așa că dacă într-adevăr crezi că ai nevoie de un smartphone mare cât fața și ești sigur că nu o să te doară degetele de la el, poți să arunci o privire la acest model. Acesta a fost review-ul celui mai mare smartphone pe care l-am testat noi vreodată. Eu aș vrea în comentarii să văd părerea voastră despre astfel de mărimi. Până atunci nu uitați să dați like și subscribe. Cu voi a fost Vicu. Toate bune!